Ori de câte ori suntem în casa Domnului, trebuie să fim recunoscători stăpânului, Domnului. De aceea îi aducem mulțumire și rugăm să ne fie binevoitor și de data aceasta. Lecția nouă din tematica relații frățești se intitulează Bucurați-vă împreună. După ce am învățat să slujim împreună, să ne rugăm unii pentru alții, să ne ajutăm unii pe alții, la nevoie să ne corectăm unii pe alții. Dacă toți suntem împreună, avem o chemare și o poruncă sfântă și să ne bucurăm împreună. Pavel, scriind filipenilor, le spunea în epistola sa, la capitolul 4, versetul 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Nu a fost el inițiatorul chemării, provocatorul bucuriei. El doar a preluat învățătura Domnului Hristos ca unul care îi călca pe urme. Căci Domnul Iisus a zis, citesc din Ioan capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Deci Domnul a gustat bucuria relației frățiești și a vrut ca și după plecarea lui să fie o stare care să caracterizeze ambianța părtășiei celor credincioși. Și bucuria voastră, a continuat Domnul, să fie deplină. Să ne dea și nouă, Domnul, o bucurie deplină. Noi nu ne putem bucura izolat. Noi suntem un singur organism și de aceea bucurați-vă împreună rezultă din unitatea noastră organică și din scopul nostru comun. Iată cum exprima acest adevăr Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 26. Și dacă suferă un mădular, toate mădurazele sufer împreună cu el. De aceea este scris, plângeți cu cei ce plâng. Dar de asemenea este scris, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și aici scrie, dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Deci cel care a lansat bucuria este Domnul. Noi bucurându-ne împreună cu frații, ne bucurăm cu el și cu Tatăl de părtășia celor mântuiți. Haideți să vedem ce cuprinde expresia bucurați-vă. Ce înseamnă pentru un om bucuria? Cum se manifestă? În cartea Eclesiastul, Solomon, credem că el a scris-o, vorbește foarte frecvent despre dorința omului de a fi împlinit, de a fi vesel, extaziat, fericit. De exemplu, în capitolul 11, de la versetul 9, el scria: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Versetul 10, gonește oricine caz din inima ta. Și întreaga carte este presărată de dorința omului de a fi fericit, sub diverse mijloace. Pentru că bucuria omului firesc, omului din lumea aceasta, este dată, pe de o parte, de împlinirile fizice. Când are ceea ce își dorește din punct de vedere material, o casă, o mașină, mâncare, băutură, iată,
ce zicea Pavel în Listra și este scris în Fapte 14, despre felul în care se bucurau oamenii din diverse popoare, atunci și astăzi. 14 cu 17. El vorbea despre felul în care Dumnezeu îngrijește tot pământul și zice, printre altele, măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Oamenii care, mai cu seamă, în vremea aceea trăiau din agricultură, dacă era ploaie și câmpul își dădea o recoltă bună, oamenii erau satisfăcuți, organizau diferite sărbători la sfârșitul sezoanelor din cursul anului, erau fericiți. Iar Petru scrie în epistola sa, cea de-a doua la capitolul 2, despre felul în care se bucură oamenii firești, chiar dintre pocăiți. Ce poate să fie pentru un om firesc un motiv de bucurie? Petru 2 cu 13. Fericirea lor iese să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapă ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Adică ceea ce este în lume la ospețe, la banchete, bucuria fizică poate fi majorată de împliniri sufletești. De aceea oamenii nu sunt mulțumiți doar să aibă căldură, confort și un meniu cât mai bogat. Oamenii își doresc muzică. Asta împlinește sufletul. Sunt alte satisfacții culturale, în artă, în sport, fel și fel de distracții, filme, tot ceea ce ține de ceea ce este scris sau se vizionează sau oamenii discută în părtășiile lor, încercând să-și stimuleze și să aducă o împlinire în plus pe lângă ceea ce au din punct de vedere fizic. Iată cum a fost și în Antichitate, în vremea când s-a scris Biblia, citesc din cartea Isaia, capitolul 5. Situația omului este aceeași, se modifică ingredientele, dar parametrii umani rămân aproximativ neschimbați. Isaia 5, de la versetul 11. Vai de cei ce dizi de dimineață aleargă după băuturi amețitoare. De ce beau oamenii? De ce se droghează? Și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin. Arfa și alăul, toate timpanele, flautul și vinul le înveselesc ospețele. Da, asta la cei firești spuneam. Dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucru mâinilor lui. Și tot din Isaia citesc și din capitolul 24, de la versetul 7. Mustul stă trist, vie este vestejită, toți cei ce erau cu inima veselă suspină. O altă stare sufletească, înspre partea negativă. A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârșit veselia gălăjoasă, s-a dus bucuria arfei. Deci toate acestea aveau menirea să îl facă pe om bucuros, fericit, să-și trăiască clipa, cum se spune astăzi în diverse reclame. Cu așa ceva se ocupă cei de la compartimentul, diferite compartimente și departamente, sau cum s-ar numi ele, din diverse mijloace media, sau chiar sunt societăți și agenții specializate, ca să nu mai spunem de încercările fiecărui om de a-și împlini și de a-și umple sufletul. Da, toate acestea sunt foarte efemere.
și nu pot să umple 100% inima omului, să-l facă într-un mod pe de-antregul bucuros. Îi oferă ceva parțial, de moment. Există însă bucurie pentru omul duhovnicesc și aceasta întrece bucuria omului firesc. Pentru că bucuria este determinată de dimensiunea capacității intelectuale și spirituale ale unui om. De exemplu, într-un fel se bucură un copil, un bebelaș mic, iar îți o jucărie, gata. L-ai luat în brațe, l-ai aruncat de două ori, râde până trebuie să te încetezi, că altfel nu-i faci bine. Un copil care este mai mărișor are nevoie de ceva mai multe resurse să-l faci să se bucure. Iar un om care este matur, de ceva mai mult. Dar un om spiritual are o dimensiune mai mare decât ea un om obișnuit. Pentru că în noi spiritul este liber, nu mai este robit. Noi avem parte de o deschidere spre lumea viitoare, spre veșnicie. De exemplu, un om rațional are 40 de ani. Nu se poate gândi, mă mai bucur 40 de ani. Dar oricum vine bătrânețea cu slăbiciuni, cu alte probleme de familie. Pe când un credincios, dintr-o dată orizontul lui este deschis până în veșnicia care capăt novede. Și are alte motivații, are alt suport ca să se bucure. De aceea scria tot Petru în dia sa epistolă de data aceasta, la capitolul 1, despre bucuria mântuirii, bucuria celui credincios. 1 Petru 1 cu 3. În continuare. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, deci iată că avem o altă capacitate, care oamenii nu au de afară. Prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată care nu se poate veșteji păstrată în cerul pentru noi. Dacă cei din lume se bucură de o bucată de pământ și de o proprietate de aici, dar noi care deja avem o proprietate la care nu doar că aspirăm, ci nădăjduim cu certitudine, dintr-o dată bucuria este mult mai mare. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Adică uneori nici nu ne știm exprima cât de mare este harul mântuirii. Nici nu corespunde dimensiunea prin care noi ne putem manifesta încă față de realitatea acestei mântuiri. Tot despre dimensiunea bucuriei celui credincios citesc și din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, unde în mod concret ni se spune că Duhul Sfânt este cel care lucrează bucuria în noi și oamenii nu au Duhul Sfânt ca să lucreze o asemenea dimensiune a bucuriei. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. De aceea, într-o părtășie frățească, unde Duhul Sfânt este în plină acțiune, dimensiunea bucuriei este mult mai mare. Pentru că avem o altă, repet, o altă dimensiune. Și asta nu înseamnă că cei credincioși nu se bucură și ei de viața, de toate zilele. Dar nu este scris, de exemplu, pentru o femeie că se bucură când naște un copil pe lume, numai dacă e necredincioasă. Se bucură și o femeie credincioasă. Avem bucurii comune, unele dintre ele.
Ne bucurăm și noi când ne căsătorim sau când se căsătoresc copiii noștri. Ne bucurăm și noi când primim banii de la salar sau o altă binecuvântare sau când ne facem o casă. Dar dacă bucuriile de ordin fizic rămân aproximativ echivalente, bucuriile de ordin sufletesc, spiritual, diferă fundamental între un credincios și un necredincios. Dacă pe un necredincios îl introduci într-o zi de adunare, de har și de bucurie, va spune, cum zicea acel copilaș căruia nu-i plăcea la adunare, a zis, iar a fost ca la pucărie, ca la pușcărie. El nu înțelege. Dar și pe noi, dacă ne-ai duce și ne-ai ținea câteva ore în vacarmul unei discoteci, am spune, dacă în iad e numai așa de rău, e groaznic. Pentru că în noi se manifestă dimensiunea Duhului Sfânt. Relația noastră este deschisă spre Dumnezeu, avem alte gusturi, alte plăceri, iar în ei se manifestă Duhul Lumii. Ei se bucură în zona întunericului, noi în zona luminii. Iar diferența ca și despre păsărelele care zboară și cântă de dimineață, dar noaptea nu cântă. Și altele care cântă și umblă noaptea. Fiecare cu specificul lui, cu împlinirile lui. Dar ne lăudăm fără să fim subiectivi. Pe drept o spunem. Bucuriile celui credincios sunt mult mai mari și veșnice față de acelui necredincios care, pe când i s-a terminat dulceața de pe bomboană sau de pe medicament, dă de amărăciune. La noi aș spune că invers, e puțin amărăciune deasupra, dar înăuntru este dulceața care nu se mai termină și rămâne pentru toată veșnicia. Domnul să ne dea bucurie. Și dacă există riscul ca din nevegherea noastră sau dintr-o orientare greșită să riscăm să ne pierdem bucuria, să ne reorientăm ca motivele de bucurie și sursa să revină, să fim din nou conectați și să avem parte de har. Deci în aceste condiții, haideți să vedem cum ne bucurăm noi împreună. Ca și credincioși avem de-a face cu bucuria adunării. Adunării ca și adunare locală, dar adunare, în înțeles biblic, pornește de la acel număr de 2 sau 3 adunați împreună în numele Domnului și îndeleniciți cu activități sfinte. A mărturisi lucrările Domnului, a ne ruga împreună, a cânta, a studia, a fi învățați în legea și tot ceea ce ține de părtășia sfinților. Iată ce este scris în Psalmul 122 despre bucuria prezenței în casa Domnului și împreună cu frații. 122 de la versetul 1. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. De ce se bucura? Mai fusese acolo, sigur. Auzese împliniri, trăiri sfinte. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Versetul 4. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului. Deci a avea întâlnire cu frații, cu surorile, cu neamul sfânt, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Dacă lumea aceasta se bucură cu ocazia prezenței între ei a unui om deosebit și se adună mulțimi de oameni într-o sală sau pe un stadion, prezența noastră aduce între noi numele și persoana Domnului Hristos. Cine ar putea să fie mai măreț decât El? Iată ce scrie mai departe, versetul 8. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.
Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Ca la locul unde se adună cei credincioși să nu fie niciun motiv de tulburare, să fie liniște în casele domnești și când ne adunăm să ne putem bucura împreună. Iată ce scriau tot evreii și este notat în Psalmul 137, ceea ce au înțeles ei când n-au mai putut să se adune, să se bucure. Poate unii au nevoie de un asemenea experiment. Ne-am rutinat, duminică, marți, joi, vineri, ne întâlnim aici. Dar dacă am fi frustrați, dacă am fi lipsiți de posibilitatea de a ne întâlni, cei care stau câteva luni sau cel puțin câteva săptămâni într-un spital sau sunt plecați în altă parte unde n-au adunare, când vin înapoi, așa frumoși sunt frații, așa plăcută e cântarea comună. Aici este scris, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Deci se gândeau ei, dacă am ajunge noi iar înapoi la templu, cine am bucura, că așa scria în lege, să se bucure cu levitul, cu străinul, cu connaționalii lor, cu văduva, cu toate categoriile. Ei nu mai aveau această bucurie. Și li se cerea să cânte în altă parte. Dar n-a mai fost aceeași împlinire. N-a mai fost bucuria Ierusalimului, o pierduseră. De aceea, frați și surori, nu uitați, când ne adunăm aici, lăsați timp pentru bucurie. Găsiți resurse să vă bucurați. Am fost odată cu un frate, păstor, într-o adunare și după aceea am rămas la o discuție cu câțiva predicatori și ei, foarte circumspecți, despre ce zisese unul, despre felul în care vorbise altul. Și fratele, văzând atmosfera din acea biserică, le-a zis, dar dacă voi tot timpul sunteți așa cu pușca la ochi, unde inamicul încotro tragem, cine a tras spre noi, să ridicăm scutul, i-a întrebat, dar de bucurat, când vă mai bucurați? Eu știu că trebuie să fim atenți la biserică, să nu se stricoare vreo erezie. Dar la biserică trebuie să fie și timp de bucurie. Bucurie în rugăciune, poate trebuie să fii într-un dezinvolt, să-ți dai drumul. Când cânti, când te rogi, când asculți, să poți să spui un amen și un aleluia așa degajat. Să te bucuri de frații care sunt în biserica locală sau de musafirii care apar când ne întâlnim cu ei. Deci să lăsăm spațiu pentru bucuria frățească. Diavolul, desigur, va veni să ne-o fure, să ne spună că ceva n-a fost în ordine când am plecat de acasă, că, știu eu, slujba trebuia să fie altfel și de bucurat. Când ne mai bucurăm? Deci dacă dau un exemplu, tot gustăm ceva dulce. Ce rost are ca exact în momentele astea să ne gândim la nu știu ce amărăciuni. Unea Domnul Iisus, ajunge zilei necazul, dar să ajungă și bucuria. Când este bucurie, să ne bucurăm împreună. În mai multe epistole este scris despre sărutul sfânt, sărutarea sfântă. La Biserica Menonită, sărutarea sfântă este un act de cult, cum este la noi spălarea picioarelor. Urmăriți să vedeți în câte epistole scrie despre lucrarea aceasta. Citesc doar vreo două referințe, Roman 16 cu 16. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericii lui Hristos vă trimit sănătate. Eu nu spun cu aceasta să introducem sărutarea sfântă ca un act de cult. Evident, frații cu frații, surorile cu surorile. Nu gândim ceea ce nu ar fi la loc. Dar sărutarea sfântă între credincioșii primului veac era izvorâtă tot din bucurie.
Când te îmbrățișești, să rosi cu cineva? La niște întâlniri rutinate? Din prea multă obișnuință? Nu. Când este dor și dragoste, când te aștepți cu plăcere unul pe celălalt, măcar să dăm o mână cu bucurie unul cu celălalt. Surorile, ele mai degrabă se încadrează în sărutarea sfântă să facă act de cult, cel puțin în zona noastră, în cultura românească. Orientale erau și ei mai deschiși, nu așa cum îi știm noi pe nemți și pe nordici, mai seci, mai închiți. Și mai citesc, am spus o referință din 1 Corinteni 16 cu 20, dar în foarte multe epistole este scrisă: urarea de sănătate era un salut general, la fel este scris aici: toți sfinții vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Sau, cum scrie în alte epistole, fiecărui sfânt în parte. Probabil că unde sunt mai puțini este și mai practică și mai ușoară să dea mâna fiecare cu fiecare. La noi, 1000 de oameni, să dai mâna fiecare cu fiecare, trebuie să fie cam lungi în chierile. Să stăm așa vreo oră, poate în hol, până facem toate acestea permutări de înluate câte capa. Și să se întâlnească fiecare cu fiecare. De asemenea, în părtășiile noastre. Și acum am învățat și la lecția trecută, noi ne ajutăm unii pe alții, sau așa trebuie, chiar din punct de vedere material. Dar din punct de vedere spiritual, noi ne slujim unii altora. Cum să nu te bucuri cu niște frați care au cântat și sufletul tău a fost înviorat prin cântare? Cum să nu fii fericit și împlinit în suflet de un frate care în timp ce vorbea l-a folosit Domnul să-ți răspundă la anumite întrebări, sau un profet prin care Domnul ți-a vorbit într-un mod concret, sau cu ceilalți care se roagă pentru tine, sau cu alții care te-au ajutat din punct de vedere material într-o vreme de nevoie? Este numai normal să te bucuri. Deci, sub nicio formă, bucuria noastră nu este utopică. Nu am fabricat-o noi și poruncim, gata, bucurați-vă. Nu ne bucurăm așa ca la carismatici. Acum râdeți. Nu trebuie făcut o lucrare mecanică, la comandă, este naturală. De ce la nivel de familie este bucurie? Și voi aminti aceasta imediat. Pentru că soțul și soția au slujiri comune, copiii sunt o parte integrantă a lor. Deci avem foarte multe conexiuni, interferențe multiple, și toate acestea nasc bucuria, o întrețin, o fac completă. Să citim câteva referințe ca să înțelegem asta. Citesc din Deuteronom, capitolul 16, unde, începând cu versetul 13, este scris despre momentele de sărbătoare, când se întâlneau ei la templu, la adunare, cum suntem noi acum. Să prăznuiești sărbătoarea corturilor 7 zile după ce îți vei strânge roadele din are și din teasc. Deci iată și suportul material al bucuriei și apoi cel sufletesc. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta. Tu, fiul tău, fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străin, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Versetul 15. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeu tău te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale, de aceea să fii vesel. De aceea, scria Pavel, bucurați-vă, n-aveți motive? Cum să nu te bucuri când prin fratele cu tare Domnul ne-a vorbit, prin sora cu tare Domnul ne-a ajutat? Și toate acestea nasc, repet și întrețin, bucuria. Iată ce este scris și în Noul Testament despre motivele sufletești ale bucuriei părtășiei de la adunare. 1 Tesaloniceni, capitolul 2,
Și apoi citim și din capitolul 3, deci 1 Tesaloniceni, 2 cu 19 și 20, pagina 1159. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. După cum o mamă se bucură dacă naște un copil din punct de vedere fizic, când în biserică apar noi membri și ei se dezvoltă și fiecare are lucrarea și chemarea lui, toți ceilalți se bucură. Capitolul 3, versetul 6. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi. Și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi, frați și surori. Unde mai sunt motive de ranchiună, invidie, supărări, trebuie date la o parte. Ca atunci când ne întâlnim efectiv să găsim motive de bucurie, ca să ne putem ruga liniștiți unii pentru alții, să ne putem ajuta cu promptitudine și lepădare de sine. Să știți că bucuria, aș putea spune, e una din măsurătorile de a lua pulsul spiritual al bisericii. Dacă nu se bucură, înseamnă că au ceva probleme. Starea spirituală nu este bună. Iată ce scrie și de la versetul 9. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața, să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Iată că cei ce se bucură doresc să întâlnească. O biserică în care absenteismul este mare sau în viața acelor oameni care lipsesc frecvent de la biserică, lor lipsește bucuria. Ei au ceva probleme. Ori cu frații, ori în relația cu Domnul, ceva suferă. O biserică normală de credincioși se întâlnesc și se bucură de prezența Domnului, de slujbele ce se fac, de toate lucrările aferente vieții de adunare. Pe lângă această părtășie, care cred că este culmea bucuriei celor credincioși, pentru că aici se întâlnesc bucuriile noastre tuturor, este trupul întreg. Această dimensiune a bucuriei va fi întrecută numai de întâlnirea cu toți credincioșii de pe tot pământul și din celelalte generații și de întâlnirea cu Domnul. Există și alte ocazii de bucurie creștină. Un loc unde bucuria trebuie să fie la ea acasă de asemenea este, sau trebuie să fie casa noastră, în mod special unde toți sunt credincioși, unde nu o cotă parte lipsește. Dar unde toată casa este de credincioși, trebuie să împlinească ce scrie, de exemplu, în Psalmul 118. Și dacă nu e așa, înseamnă că n-am vegheat și diavolul ne-a furat bucuria. Ferici de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri. Unde? La tine acasă. De lucrul mâinilor tale, unde merge venitul muncii tale? Acasă. Ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare lăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Să te bucuri cu familia și, în general, la credincioși, har Domnului, că familia este mare și masa este înconjurată de mulți. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Deci observați ordinea, fericirea Ierusalimului, al întregului neam al sfinților și apoi fericirea neamului tău.
După ce copiii ni se căsătoresc și pleacă și apar gineri și nepoți și nurori, când se întâlnesc toți, e bucurie. Se mai întâmplă la căsătorii sau în alte ocazii, la sărbători, când oamenii sunt liberi, dacă sunt credincioși, efectiv trebuie să se bucure. Fiecare să vină cu slujirea lui, cu darul lui, chiar din punct de vedere pământesc, și atunci este și baza fizică și baza spirituală și rămâne ca Domnul să toarne bucurie. Așa să fie. De asemenea, pe lângă părtășia de acasă și cea de la adunare, pe lângă bucuriile oferite de aceste părtășii, noi ca și credincioși mai avem întâlniri la nivel de familii. De exemplu, împreună cu soția mă duc într-o familie sau o altă familie, vin la noi. Când mai vine câte o familie la noi, copiii întreabă, vin singur sau cu copiii? Și dacă vin împreună copiii, atunci, slavă Domnului, sunt fericiți și ei. Dacă vin fără copii, cumva bănuiesc ei că ne bucurăm la noi cei mari. Da, dar ei mici sunt frustrați. Dacă vin și copiii, atunci dintr-o dată, iată că fiecare, la nivelul lui, după mintea și inima lui, se bucură. În domeniul acesta, vreau să vă citesc mai multe versete din Evrei, capitolul 13. Pentru că mi se pare că și bucuria aceasta cam suferă în vremurile noastre. Este scris aici, de la versetul 1, stăruiți în dragostea frățească. Și sub forma aceasta. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Ce bucurie cred că oferă îngerii când sunt musafiri. Încercăm și noi să oferim și noi ceva bucurie când ne ducem la cineva. Nu putem noi cât îngerii, dar măcar ca niște oameni sfinți. Versetul 3. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii și voi sunteți în trup. Du-te și vizitează o familie de oameni în vârstă care sunt singuri sau niște bolnavi, să vezi ce bucurie le-ai provocat. Cel puțin până ai acolo și ai vorbit cu ei, ai cântat o cântare, nu-i doare nimic, nu mai trebuie anestezice. Poate le ține încă, știu eu, câteva ore bucuria aceea. Haideți să ne oferim în mod reciproc astfel de bucurii. Bineînțeles, e foarte important ce facem la acele întâlniri. Există riscul să ne adunăm, să ne facem mai răi, să vorbim pe seama cuiva, să nu ne rugăm, să nu cântăm, să nu ne spunem bucuriile spirituale, putem să ne plângem chiar, necazul unul altuia și să ne ridicăm unul pe altul. Depinde ce facem la acele părtășii. De aceea este scris mai departe. Citesc de la versetul 13. Să ieșim dar afară din tabără la el, să suferim o cara lui. Deci noi nu ne putem bucura împreună cu lumea. Lumea iubește ce este a ei. Imaginează că te duci la o familie de necredincioși. Mă, din două una. Ori se servește după meniul lor, ori după meniul nostru. Ei vor începe cu glume, mai scapă câte una, pun mâna la gură. Scuză-mă. Și tot timpul va trebui să vorbească așa numai cu încetinitorul, să nu scape vreo frază, să nu placă la pocăit. Ei, și pocăitul îi vine așa să zică, slăvit să fie Domnul. Și o să zică celălalt, ce o să-i spună după aceea? Asta e un limbaj de-a nostru, de la biserică, nu o să priceapă. Deci nu vorbim aceeași limbă, nu ne putem bucura. N-ai cum. Îi întreb de sănătate, te întreabă și ei și din patru fraze și în cinci minute... Mai cu seama, dacă suntem și cu volum de vorbe mai redus, am terminat toată discuția. Ne sfărmăm mintea ce să mai izvodim. Dar între credincioși există subiecte care pot fi discutate. Iată ce scrie aici de la versetul 15. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre, care mărturisesc numele Lui. Putem să-i întrebăm, știți voi cântarea aceasta? Haideți cântăm. Păi discutăm tot ceea ce este nevoie, dar în limitele bunului simț și ale adevărului. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia că lui Dumnezeu jertfe, că acestea îi plac. Ce bucurie provoci unei familii să te duci
să-i ridici spiritual, poate să le slujești puțin să-i ajuți, poate să le dai un ban dacă au nevoie, dacă ai și nimerit un timp optim, când aveau ei nevoie, e mare împlinire. Bucuria este realizată. Te bucuri și tu, ai fericirea de a da, se bucură și el, vede rostul relațiilor frățești și toate sunt foarte bune. Aici am și o mică sesizare a înțeleptului din Cartea Proverbe, capitolul 25, versetul 17. Vedeți, nu cumva bucuria aceea din familie să fie prea mică și să găsiți o mai mare bucurie de a vă duce la alții. Calcă rar în casa apropiului tău. Cu nevastă și copii trebuie să te bucuri de 3 ori pe zi, aș spune. Cu frații din cartier, o dată pe săptămână, știu eu, în situații speciale de 2 ori ți ajunge. Dacă te bucuri cu familia o dată pe săptămână și cu cealaltă familie de 2 ori, ceva nu e normal. Dacă vei călca prea des în casa apropiului tău, fie el pocăit și frate și rudenie chiar, s-ar putea să se sature de tine. Și dacă rămânea numai cu saturația asta, dar mai departe scrie să te urască, că la un moment dat dacă ai mâncat prea mult dintr-un aliment și încerci să mai mănânci, deși ți-a fost poftă la început și ai avut dorință să-l consumi, poți să treci în starea de greață față de acel aliment și o asemenea reacție se poate isca și în raporturile dintre oameni. Domnul să ne dea discreția necesară, dar și dragostea de care avem nevoie. Pentru ca atât în familie, cât și în părtășiile dintre noi, sau poate chiar undeva se întâlnesc doi frați, de exemplu, mergi cu trenul sau cu autocarul de aici până nu știu câte sute de kilometri. Ce har să mai dai de un pocăit. Ai cu cine să vorbești. Și Dumnezeu vrea să ne ofere astfel de părtășii. Mi-amintesc că plecat odată cu trenul de la Viena spre Roma, era seara la 11, am avut bilet la cușetă. Când am intrat în compartiment, pe partea stângă erau niște femei, în partea dreaptă aveam la mijloc eu patul și un negru foarte solid, la vreo 1,90 m. M-am uitat, păi ce înger păzitor am. Până să se aranjeze femeile, noi am și pe culoare, el se apropie de mine și zice, român? Român. Pocăit? Pocăit. Pacea Domnului. Fusese student la Timișoara, era credincios și eu și el am schimbat trenul la Veneția. Părtășie. Dacă putem să avem părtășie cu cineva cu care nu ne-am văzut niciodată, să folosim și părtășiile, poate unii au colegi de muncă credincioși. Numai să fim atenți că dacă în aceste împărtășii ne flatăm, ne înșelăm sau cu vremea ne dușmănim, atunci asta se transformă într-o stare negativă. Este ca și în familie. Dacă cei doi se iubesc, trăiesc o stare înălțătoare. Dar dacă doi ajung și se divorțează, relația dintre ei este mai rea ca și cu față de o altă persoană de pe stradă o care n-ai avut de-a face niciodată, nici de bine, nici de rău. Deci, să fim atenți și să folosim înspre ceea ce este bine lucrarea aceasta. Amin. Și în final, două exemple. Unul din Vechiul Testament, în persoana lui David, citesc din Psalmul 42. Acest psalm nu este scris de David, dar este scris de prietenii lui, a spune. Pentru că nu doar el se bucura. Erau mulți credincioși care se bucurau la casa Domnului. Versetul 4. Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, știți că leviții mergeau în față cu cântările. În mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Deci ce s-a cerut în Deuteronom, au ajuns să trăiască.
Leviții cântau, lăudau pe Domnul. Preoții sunau din trâmbițe, din corn, de berbece. Și tot poporul era acolo. O altă referință, aceeași pagină, 43, de la versetul 3. Trimite lumina și credincioșia ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea. Și te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Aceasta era împlinirea lor. Sau psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Deci, la biserică, după Biblie, este voie să ne bucurăm. E poruncită bucuria. De aceea strigăm câte un amin, slăvim pe Domnul, cântăm și ne manifestăm cu simptomele bucuriei, aș spune. În Noul Testament nu mai exista un templu, un loc unic în țară, ci adunări, unde oamenii se bucurau. Și din vremea apostolilor v-am mai amintit din Filipeni, de la acea referință am plecat și încheiem tot cu Filipenii. Exemplele, părtășia dintre Pavel și Filipeni a fost plină de bucurie. De aceea vreau să fiu foarte deschis. Relația dintre conducerea bisericii și biserică trebuie să fie una foarte bună. Căci este scris în Evrei 13:17 că cei care slujesc trebuie să facă lucrul acesta cu bucurie. Atât cei care predică, cât cei care cântă. Dar imaginați-vă că cei care cântă se ridică în picioare și zic, trebuie să cântăm că e obligatoriu, că e prinsă la slujbă o cântare pe dimineața aceasta. Dar știm că cei din sală nu privesc cu bun augur cântarea noastră, nu se bucură. Cei care o cântă se pot bucura când știu că ceilalți nu se bucură. N-au cum. Trebuie să ne bucurăm și ceea ce dăm și ceea ce primim. Iată din Filipeni doar două, trei versete. Filipeni 2. Versetul 2. Faceți-mi bucuria de plină. Iată cum este bucuria de plină. Și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deci ar fi normal să ne bucurăm toți odată. Tot 2, de la 17. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Observați că în ambele versete accentul cade pe bucuria împreună. Voi bucurați-vă cu mine, dar și eu mă bucur cu voi. Dacă vouă vă merge bine și voi stați tare, Domnul, eu așa sunt de bucuros de voi. Dar vă rog și voi, fiți alături de mine, le spune el, și dacă am o satisfacție, o împlinire în Domnul, bucurați-vă împreună cu mine. Să ne dea Domnul harul să ne putem bucura, dar împreună. Ce fericire ar fi aceea într-o casă, să zică bărbatul, ce zi bună am avut azi până la amiază. Și nevastă să spună, până la amiază pentru mine a fost jale. Dar să spună, eu după amiază am avut o zi nor și acră, dar aia să spună, nu, eu după masă m-am distrat. Bieții de ei, dar nu se puteau distra deodată, să se bucure împreună. Deci n-ar fi normal nici în biserică să avem bucurii rupte unii față de alții, ci împreună. Oricum, acum ne bucurăm printre lacrimi. Nu degeaba ai scris, bucurați-vă cu cei ce se bucură, dar și plângeți cu cei ce plâng. Eu cred că dacă te bucuri deodată cu frații, când o să vină vremea să plângă frații, poți și să plângi cu ei. Că ți-au fost dragi și te-ai bucurat cu ei la vremea potrivită. Dar bucuria noastră va fi amplificată de revenirea Domnului, de desăvârșirea
mântuirii. Iată ce este scris în Isaia 35:10. Deci dacă este cineva care să spună, frate, dar eu sunt credincios, dar n-am avut așa mari bucurii în viață. Bucură-te de cât te-ai bucurat. Dar să știi că bucuria mare de acum vine. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerile și gemetele vor fugi. Vine vremea. Deodată suntem în trup și gemem și ne bucurăm. Dar vine vremea când gemetele fug și bucuria vine și ea în pas alergător spre noi sau ne îndreptăm noi spre ea. Cum să nu crească bucuria noastră când cei care sunt în cer au început să se bucure de când am venit noi la pocăință? Cam cât timp se bucură îngerii după ce se întoarce un pocăit? După ce se întoarce un om din lume și cineva devine credincios? Așa la slujba numai de 2 ore, nu? Mie îmi vine să cred că îngerii rămân în starea aceea de bucurie. Și bucuria lor tot crește, crește, crește pe măsură ce numărul neamurilor mântuite crește. Și când vom fi împreună cu toții, se va adeveri ce vă citesc din Isaia 25:9. În ziua aceea vor zice evreii și neamurile mântuite, iată, acesta este Dumnezeu nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum. Deci ceea ce în prezent este un viitor, va deveni cândva un prezent continuu. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Credeți în bucuria aceea? Dacă așa mare bucurie ne așteaptă, eu propun să ne silim și ne bucurăm mai mult încă de pe acum. Dar în veșnicia viitoare nu vom avea face numai cu bucuria mântuirii. Bucuroși că am scăpat de dureri și de necazuri și trăim veșnic. Noi am învățat în seara aceasta să ne bucurăm împreună. În veșnicia viitoare vom sluji împreună. Spuneam la lecția respectivă că noi ne învățăm să slujim împreună că și în rai sau pe nou pământ, cum vreți să o luați, noi tot împreună vom fi. Da, aceasta înseamnă că ne vom bucura împreună. În Psalmul 16 este scris despre starea care va fi înaintea Domnului. Iată ce zice aici în versetul 11. În vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Deci încă despre alea n-a predicat nimeni. Că nu pot fi prezentate încă și înțelese. Și desfătări veșnice la dreapta ta. Iar Domnul spunea într-o pildă în Matei 25 că cei care au slujit, fiecare după puterea lui, vor fi puși în slujbe în împărăția lui Dumnezeu. Și iată ce scrie și versetul 21. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Bucuria de a sluji cu Dumnezeu în veșnicie. Astăzi nu toți oamenii se pot bucura cu locul lor de muncă. Altul spune, aici e greu la mine la servici, probleme. Stau în birou cu unul care întotdeauna are radio pornit pe știu eu ce post. Fiți liniștiți că în rai nu ne mai proiază nimeni cu ceea ce e rău. Nu mă avea pe nimeni să ne facă deranj, nici în cabină, nici în birou, nici pe șantier, nici pe drum. O să avem niște colegi de muncă scumpi, deosebiți. Va fi o bucurie să muncești cu oamenii aceia în rai. Hai gândiți-vă. Cine să fie coleg de muncă în împărăția lui Dumnezeu? Oricum te vei bucura, oricine va fi, nu știu cum e făcut împărțeala, cine stă la dreapta, la stânga mea, așa dumitale. Și în versetul 23 scrie de asemenea, intră în bucuria stăpânului tău, vei stăpâni și mai departe, vei administra, vei cânta, știu eu la cine pune Dumnezeu acolo, dar o vei face cu bucurie, va fi o plăcere să slujești acolo.
Deci ne vom bucura și de Domnul și de mântuirea Lui și ne vom bucura și de frații și surorile care vor fi împreună cu noi. Să ne bucurăm de pe acum. Slăvit să fie Domnul. Iar acolo unde lipsește bucuria, să ne rugăm Domnului să lase o mai mare măsură de Duh și să ne putem bucura. Să treacă bucuria peste necazuri, să se umple golurile și să găsim motive și resurse, să fim credincioși, să facem bucurie celorlalți și bucuria Domnului să fie, cum este scris în Neemia, tăria noastră. Domnul să fie slăvit. Amin.